Scandalul legat de pesta micilor rumegătoare are toate șansele să se extindă în această toamnă. Fermierii sunt nevoiți să respecte mai multe interdicții dacă vând produse obținute în urma sacrificării oilor. Apar noi reguli pentru crescătorii de oi în contextul extinderii focarelor, așa zisei peste a micilor rumegătoare. Fermierii vor fi din nou umiliți odată cu apariția tradiționalelor târguri de toamnă, acolo unde crescătorii de ovine în special veneau cu produse tradiționale românești precum pastrama. Aceștia vor fi obligați să respecte mai multe interdicții dacă vând produse obținute în urma sacrificării oilor. Veterinarii avertizează fermierii care participă cu produse tradiționale la târgurile de toamnă că nu au voie să vândă pastramă sau alte produse din carne de oaie dacă nu respectă etapele de producție și comercializare. Mai exact, ciobanii nu au voie să taie animalele în ferme, ci doar la abator. Direcțiile sanitar-veterinare județene au început să impună condiții speciale pentru a vinde pastrama de oaie în această perioadă. Fermierii sunt informați, printre altele, că pe teritoriul țării noastre deja sunt înregistrate focare de pesta ovinelor și o altă boală periculoasă a fost confirmată în Bulgaria. Practic, autoritățile sanitar-veterinare spun că situația este destul de gravă, iar boala evoluează mai puternic în 4 județe: Tulcea, Constanța, Ialomița și Timiș. Și mai grav este faptul că orice mișcare a ovinelor și caprinelor pe teritoriul României este interzisă pe o perioadă de 30 de zile, iar mașinile depistate că transportă ilegal oi sau capre vor fi blocate de polițiști.